Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Subiectul de azi îl reprezintă mumiile, misterul vieții veșnice, de ce practicau egiptenii mumificarea. Viața și moartea, ce există între ele înainte și după, acestea sunt teme care au preocupat și continuă să preocupe umanitatea. Toate popoarele folosesc diferite ritualuri cu ocazia trecerii în neființa unei persoane apropiate, fie că e vorba despre o mormântare clasică, fie că se folosește varianta incinerării. Un popor s-a detașat net de toate celelalte în decursul istoriei în privința acestui aspect, și anume egiptenii. În Egiptul antic se credea în reînvierea trupului și în viața veșnică. Această credință venea din lucrurile pe care le observau zilnic în jurul lor, soarele care apunea în fiecare seară către vest și în fiecare dimineață răsărea către est. Plantele continuau să crească mereu verzi și proaspete. Astfel, ordinea fiind menținută, se putea avea cu siguranță viață după moarte, trupul trebuia păstrat în forma ideală prin mumificare și cu un mormânt dotat corespunzător. Azi vom face o excursie în Egiptul antic. Deși e o călătorie care ne-ar permite să analizăm 1000 de întrebări, există una care a uimit și stârnit o mare curiozitate de secole: mumiile. Și cine nu a simțit fascinație sau măcar o oarecare curiozitate pentru aceste cadavre atât de perfect conservate de mii de ani? Cu toate acestea, nu a fost întotdeauna așa, de fapt. Această pasiune pentru mumii, și nu numai pentru ele, ci pentru tot ce este egiptean, a venit cu nimic mai puțin decât expediția eșuată a lui Napoleon în Egipt din 1798. De atunci, acest entuziasm pentru tot ceea ce ține de această cultură a crescut până în punctul în care, în secolul al XIX-lea, mulți aristocrați tineri care au călătorit în Egipt s-au întors acasă cu o mumie drept suvenir, devenind cireașa finală în toate seriile lor, deoarece a fost desfăcută sub ochii hipnotizați ai invitaților. Cu toate acestea, ceea ce ne interesează cu adevărat e motivul acestei practici, mumificarea și modul în care a fost efectuată. Astfel, primul lucru pe care îl vom spune este că, în ciuda faptului că arta conservării trupurilor era ceva sacru, egiptenii n-au lăsat o evidență scrisă a acestei practici. Istoricul grec Herodot a fost singurul care a făcut o poveste despre asta când a vizitat Egiptul în anul 450 înainte de Hristos. Mumificarea e descrisă în celebrele texte inscripționate pe piramide. La moartea lui Osiris, zeul morții, cosmosul a fost cuprins de haos, iar lacrimile celorlalți zei s-au transformat în materiale care ulterior au fost folosite pentru mumificarea trupului. Aceste materiale au fost miere, rășine și esențe. Înainte ca procesul mumificării să evolueze, trupul celui trecut în neființă era așezat în poziție fetală și coborât într-o groapă, împreună cu diverse obiecte personale, cum ar fi bijuteriile. Groapa era acoperită cu nisip care absorbea toată apa din trup și astfel îl conserva. Gropile erau ulterior îngrădite cu cărămizi, iar trupurile înfășurate în piei de animale s-au pus în coșuge de lemn. Înaintea acestui procedeu, toate organele interne erau scoase. Practicarea procesului de mumificare în Egipt a durat din anul 2400 înainte de Hristos și până în perioada greco-romană. Inițial se consideră că numai faraonii pot atinge nemurirea. Ulterior, această credință s-a schimbat. Oricine putea deveni nemuritor dacă trupul îi era mumificat și avea alături în mormânt cele mai de preț obiecte. Însă cum procedeul în sine era unul extrem de costisitor, nu își permitea oricine să-l folosească. Din timpul celei de-a treia dinastie, organele interne erau scoase, plămânii, stomacul, ficatul și intestinele, curățate cu vin de palmier și mirodenii și depozitate în patru recipiente separate. Inima era singura care rămânea în corp, deoarece era considerată centrul inteligenței. Ulterior, trupul era înfășurat în pânză, circa 35 de straturi, și cufundat în rășină, esență și uleiuri. De asemenea, o practică des întâlnită era aceea de a pune o mască peste fața celui decedat. Măștile erau confecționate din pânză sau papirus în cazul persoanelor de rang inferior, iar în cazul membrilor familiilor regale se foloseau materiale precum aurul și argintul. Egiptenii obișnuiau să folosească procedeul mumificării și la animale, în special la pisici, considerate foarte importante pentru faptul că îi scăpau de șoareci și șobolani și pentru faptul că îi asistau la vânarea păsărilor și la pescuit. În secolul XIX, o cantitate mare de mumii de animale a fost transportată în Anglia pentru a fi folosite ca fertilizant. Punctul culminant al procedeului mumificării a fost atins în secolele XI și XII,
înainte de Hristos, în zona actualelor orașe Luxor și Karnak. Scopul mumificării era de a păstra trupul intact pentru a putea fi transportat în lumea de dincolo. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este de ce a fost atât de important ca cadavrele să fie păstrate într-o stare atât de bună. Soluția la acel necunoscut a fost găsită în propria lor credință în moarte. Egiptenii considerau că spiritul unei persoane va supraviețui după moarte. Singura problemă este că avea nevoie de mâncare, condiția care trebuia îndeplinită pentru ca spiritul să nu fie înfometat și viața lui în viața de apoi să nu fie în pericol, era ca corpul să fie recunoscut, adică să nu fie total descompus, motiv care ar da evident o explicație la practică. După moarte, spiritul a fost ghidat de șacalul Anubis, gardianul lumii de dincolo, prin viața de apoi până la o curte unde avea să aibă loc faimosul proces al lui Osiris. Acolo s-ar decide dacă persoana este demnă să trăiască veșnic în paradis. Pentru a depăși obstacolele pe care le presupunea procesul, a existat Cartea Morților, o serie de vrăji pe care egiptenii le-au dus în mormânt. Printre toate acele vrăji, exista una care indica modul în care defunctul ar trebui să se adreseze fiecăruia dintre cei 42 de zei care aveau să prezideze procesul. Acest lucru a fost de mare importanță, deoarece egiptenii credeau că această informație valoroasă le va face mai ușor să treacă testul cu succes. Odată ce fiecare dintre judecători a fost adresat pe nume, decedatul a trebuit să pledeze nevinovat pentru 42 de fapte greșite comise în timp ce inima lui era cântărită pe un cântar în fața zeiței adevărului, Maat. Șacalul Anubis urmărea balanța în timp ce zeul Tot, cu trup de om și cap de ibis, nota răspunsurile. În mod ideal, balanța trebuia să rămână în echilibru, deoarece însemna că defunctul a dus o viață exemplară. Cu toate acestea, cel care lua decizia finală și pronunța sentința era Osiris, tatălui Horus. Dacă sentința ar fi favorabilă, defunctul ar trăi veșnic în paradis, dar dacă sentința ar fi negativă, monstrul Amit, o creatură cu cap de crocodil, trup de leu și picioare de hipopotam, ar devora inima încărcată cu păcate și răposatul ar înceta să mai existe pentru totdeauna. Odată ce a fost acordată nemurirea, o mască de aur pusă pe față îi garanta viața veșnică. După cum vedem, pentru ei era extrem de important ca fața și celelalte părți ale corpului să fie cât mai bine păstrate. A fost asigurarea lor împotriva uitării, am putea spune. La început, cadavrele au fost îngropate în morminte puțin adânci din deșert. Datorită nisipului fierbinte, s-a îndepărtat umezeala și s-a prevenit descompunerea. Dar încetul cu încetul a trebuit să se perfecționeze tehnica odată cu complexitatea din ce în ce mai mare a ceremoniilor. Nu a fost suficient doar să se pună cadavrele în camere adânci, deoarece, fără nisipul fierbinte al deșertului, trupurile s-ar descompune în cele din urmă. Așa a apărut această tehnică eficientă, pentru care un egiptean de nivel mediu ar cheltui 2 luni de salariu, dar apoi fie asta, fie rătăcea în pericol în viața de apoi, așa că merita cu siguranță. Pașii care trebuiau urmați în proces de către îmbălsămători, denumirea dată celor care se ocupau de tratarea cadavrelor, au fost următorii. Primul lucru care era de făcut era să se pregătească condimentele, rășinile și uleiurile. După aceea, creierul era scos prin nări cu ajutorul unui cârlig de metal, apoi un ulei fierbinte, un amestec de rășină și ceară de albine, era turnat în craniu unde urma să se solidifice. Următorul pas era să se facă o incizie în abdomen pentru a extrage o serie de organe interne, plămânii, ficatul, stomacul și intestinele. Acest lucru trebuia făcut rapid pentru ca acestea să nu se descompună din cauza bogatului lor conținut în apă. Rând pe rând, organele erau mumificate separat, erau disecate, spălate cu mare grijă și unse cu ulei și rășină pentru a fi ulterior învelite în in și așezate în cele 4 vase canope rituale, care aveau inscripții dedicate zeilor cărora li se cerea să le protejeze. Prima îndoială care poate apărea după ce am aflat asta e ceea ce s-a întâmplat cu inima, deoarece, după cum am văzut, a fost fundamental în judecata lui Osiris. Și, prin urmare, dacă așa a fost, de ce nu a fost tratată ca și restul organelor? Ei bine, se dovedește că nu a fost tratată ca restul, tocmai datorită caracterului său deosebit. Inima era considerată izvorul înțelepciunii. De aceea, în proces, a fost cântărită în fața zeiței adevărului. Astfel, a fost păstrată la locul său.
Corpul era apoi acoperit cu natron, un conservant natural care atrăgea umezeala din țesuturi pe o perioadă de 40 de zile. După această perioadă, natronul era eliminat, trupul era uns cu ulei și acoperit cu pânză, lenjerie, cearșafuri, pânză folosită pentru îmbrăcăminte sau făcută special pentru ocazie, pentru a preveni deformarea corpului. Doar acoperirea completă a corpului dura aproximativ 15 zile și era folosită o cantitate mare de material. Între bandaje erau introduse amulete, cantitatea variază în funcție de mumie și puteau fi reprezentări ale zeilor sau simboluri ale eternității și puterii. Cea mai importantă amuletă era cea în formă de gândac, de obicei verde, care era plasată chiar deasupra inimii și reprezenta renașterea. E important de menționat că s-au făcut multe progrese în studiul mumiilor. Înainte de zgroparea unei mumii însemna distrugerea ei și nu existau instrumente suficient de utile pentru a le analiza, prevenind deteriorarea lor, deoarece razele X, de exemplu, ne permiteau doar să le vedem scheletul. Însă, grație celebrului Cat, o tehnică total inofensivă s-a putut analiza în profunzime, ajungând în multe cazuri la posibila cauza morții, dar mai presus de toate, cel mai important e obținerea unor informații neprețuite despre o civilizație care azi continuă să ne uimească cu fiecare descoperire. La fel de misterioase rămân și milioanele de animale mumificate din Egiptul antic. În jurul anului 1500 înaintea erei noastre, egiptenii au început să mumifice animalele la scară largă. De aceea, în ultimii 150 de ani, arheologii au descoperit în siturile sacre egiptene milioane de animale mumificate. E cunoscut faptul că egiptenii venerau și mumificau în special pisicile, însă ei conservau o întreagă varietate de alte animale, inclusiv capre, gazele, babuini, câini, vaci, lei, tauri, vulturi și chiar hipopotam. Aceste animale erau îmbălsămate cu minuțiozitate. Unele dintre ele aveau fețele poleite cu aur și morminte cu decorațiuni elaborate. Pânze, țesute cu grijă, înveleau animalul ca pe un bebeluș. Dar de ce au depus egiptenii atâtea eforturi pentru a-și conserva animalele? Savanții cred că existau mai multe motive pentru mumificarea animalelor. În primul rând, prin acest proces, ele erau transformate în idoli pe care egiptenii venerau ca pe niște manifestări fizice ale zeilor. Aparținând unei culturi animiste, egiptenii credeau că zeii puteau locui oriunde și în orice obiect sau ființă. Credința că animalele erau manifestări fizice ale zeilor i-a determinat să creeze astfel de idoli. Alteori, aceste animale erau folosite ca ofrande votive pentru zei. Cel mai adesea, slujbele de venerare aveau loc în temple dedicate zeităților. E posibil ca mumiile animalelor să le fi fost încredințate preoților sau să fi fost lăsate în templu ca ofrande, așa cum creștinii lasă lumânări în biserici. Oricum ar sta lucrurile, multe dintre siturile în care se aflau temple sacre au fost descoperite gropi imense pline cu mumii de animale. E posibil ca astfel de mumii să fi fost oferite fie în semn de mulțumire, fie drept sacrificiu pentru a obține o favoare din partea zeilor. De asemenea, prin mumificare, animalele de companie puteau fi alături de stăpânilor în viața de apoi. Această idee se aliniază credinței egiptene că viața este veșnică atâta timp cât sunt îndeplinite niște condiții precum mumificarea corespunzătoare și un mormânt care conține toate cele necesare pentru viața de apoi. În alte cazuri, animalul era o sursă de hrană pe tărâmul de dincolo. Astfel, în Egiptul antic, cei care se ocupau de mormântări adăugau animale mumificate în mormintele celor bogați. Oricare ar fi fost scopul său, acest obicei era extrem de răspândit printre egipteni. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva animale mumificate la scară largă de antici. În templul și cimitirul de la Kom Ombu, situate la nord de Asuan, arheologii au descoperit peste 300 de mumii de crocodili. Acest lucru nu e surprinzător, deoarece egiptenii venerau crocodilul pentru forța sa și pentru asocierea cu Nilul și deci cu fertilitatea. De fapt, templul de la Kom Ombu era un loc de venerare a zeului Shoim Horus și a zeului crocodil Sobek. Egiptenii antici credeau că această mumie era încarnarea zeului crocodil Sobek. Având o lungime de 4 metri, animalul e îmbrăcat în rășină. Peste 25 de pui de crocodil mumificați sunt atașați de spatele său, se precizează pe site-ul British Museum. Mumia datează din perioada 650-550 înaintea erei noastre. Bastet sau Bast era zeița pisică. În Egiptul de jos, Bastet era venerată încă din 2890 înaintea erei noastre ca zeița războiului.
În timpul celei de-a 22-a dinastii, cei care o venerau o transformat-o dintr-o zeitate războinică sub formă de leoaică într-o zeitate protectoare sub formă de pisică. După cum am menționat, egiptenii venerau un zeu Shoim, pe nume Horus. Shoimul a fost mumificat folosindu-se o pânză cu model geometric în două nuanțe, o mască de gips, pe care a fost fictat un cap de Shoim, precum și o perucă dintre elemente care ajunge până la umeri. Mumificarea era un proces costisitor. Era o combinație între artă și știință practicată de un grup special de preoți, capabili să recite rugăciunile și să desfășoare ritualurile necesare. Cum cererea de animale mumificate era foarte mare, a apărut o întreagă industrie. Comercianții le ofereau spre vânzare sau troc în locuri special amenajate. Savanții estimează că între 380 înaintea erei noastre și 400 era noastră, numărul animalelor mumificate în Egipt a depășit 70 de milioane. Într-un singur loc, arheologii au găsit 8 milioane de câini mumificați. Mai mult au fost descoperite aproximativ 30 de catacombe în care s-aflau stivuite milioane de mumii. Cele mai multe dintre mumiile analizate de experți erau animale întregi sau bucăți de animale. Totuși, aproximativ o treime dintre mumiile scanate conțineau de fapt bețe sau pene. Unii au spus că era vorba despre o înșelătorie, însă cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania susțin contrariul. Conform acestora, o explicație ar putea fi faptul că la acea vreme cererea de animale mumificate depășea oferta. Astfel, pentru a micșora volumul de muncă al celor care se ocupau de îmbălsămare, preoții vindeau aceste mumii goale care le înlocuiau cu cinste pe cele adevărate. În plus, e foarte probabil ca oamenii de rând să nu-și fi permis mumii de animale adevărat. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!